Moment jenant pentru președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, în timpul unui discurs susținut la Casa Albă. La un moment dat, președintele american a chemat-o pe membra a Congresului American, uitând că aceasta a murit în urmă cu aproape două luni. I want to thank all of you here, for including bipartisan elected officials like Representative Governor, Senator Braun, Senator Booker, Representative Jackie, are you here? Where's Jackie? I didn't think she was going to be here to help make this a reality. Președintele american Joe Biden a chemat-o pe Jackie Walorski, membra a Congresului american din partea Partidului Republican, care însă a murit pe 3 august într-un accident auto. Momentul a părut cu atât mai bizar din cauza faptului că Joe Biden urmează să se întâlnească cu familia oficialului decedat vineri. Ulterior momentului, Casa Albă a încercat să lămurească situația. You guys were watching today's event, a very important event on food insecurity. The president was naming the congressional champions on this issue and was acknowledging her incredible work. He had already planned to welcome the congresswoman's family to the White House on Friday, so of course she was on his mind. Acesta nu este primul incident jenant în care președintele american a fost recent implicat. În urmă cu o săptămână, Joe Biden a părut că s-a rătăcit după ce a susținut un discurs la o organizație umanitară din New York.